Binecuvintează în al preasfințite stăpâre pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, întru tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Înțelepciune drept. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus, și văzându-L s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor zicând, dat-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată eu cu voi sunt în toate zile.